Salutare tuturor, bine ați venit la un nou vlog. N-am mai început de mult așa în nota asta. Astăzi am un film mai special pentru voi. Este un vlog pentru cei care vreți să lucrați în industria jocurilor. De ce m-am gândit eu să înregistrez în primul rând vlogul ăsta? Toți cei care au auzit că am lucrat în industria jocurilor, dacă au până în 25 de ani, sunt foarte interesați cum ar putea să ei, și ei să lucreze, unii din ei, nu chiar toți, dar cei sub 18 ani, aproape 95%, 99% din ei chiar își doresc să lucreze în industria asta a jocurilor și îmi pun tot felul de întrebări. Acum eu aș putea vorbi destul de mult despre chestia asta, dar o să încerc să o țin cât mai scurt. Ce fel de aptitudini am, ce fel de cunoștințe tehnice, pentru că ai nevoie și de chestia asta, câteva cuvinte despre structura departamentelor și cam ce înseamnă un joc și cam care este ideea, cam cum se produc jocurile. Piața s-a modificat foarte mult și nu mai e cum era odată jocuri pe calculator. Acum jocurile sunt pe console și pe calculator. Sunt jocuri create exclusiv pentru calculator, sunt jocuri create exclusiv pentru console și jocuri care există și pe calculator și pe console. Ca să lucrezi în industria asta, trebuie să fii un om deschis la minte, trebuie să fii un om care să accepte critica, trebuie să fii capabil să refaci de 10 ori același lucru și să fie posibil ca la urmă să se aleagă prima variantă. Deci trebuie să fii în permanență deschis la a schimba și la a modifica și a reveni, fără să te afecteze prea mult chestia, fără să o iei personal că cineva are ceva cu munca ta și trebuie să o schimbe ca după aia să te pună să revii la ce făceai înainte. Wide open. Wide open trebuie să fii pentru a putea lucra în industria asta. Trebuie să nu fii un om panicat. Ce greutate întâlnește, o ia razna, pentru că în momentul când lucrezi la jocuri sunt extrem de multe necunoscute, sunt lucruri care se schimbă de la zi la zi și tu dacă nu ești capabil să te adaptezi, o iei razna. Ca și cunoștințe tehnice, dacă vrei să mergi pe partea de programare, ai nevoie și de matematică. Sorry, guys. Depinde la ce departament lucrezi. Dacă nu ești programator și lucrezi pe partea de grafică, ești fie pe partea de 2D și atunci ai nevoie tot o sotă de Photoshop. Și dacă lucrezi pe partea de 3D, sunt două mari softuri, Maya și 3D Studio Max. Cred că în România se preferă mai multe de Studio Max în anumite firme, dar nu mai am contact de ceva ani cu, concret cu firmele care sunt în România, așa că n-aș putea să zic sotă-sotă. Deci Maya și 3D Studio Max, unul din astea două. Ce înseamnă partea asta de producția unui joc? Concret există un publisher și un developer. Sunt foarte mulți publisher mari care sunt și developer și au propriile titluri, de obicei titluri AAA, care le fac ei in-house și mai au third party developers pe care îi angajează pentru diverse mici task-uri. Un developer, uite cum lucram eu în București, era publisherul era Activision și era firma din București care era developerul, care era plătită să facă jocuri. În București știu că sunt Ubisoft-ul și Electronic Arts-ul cu, și Gameloft-ul. Sunt efectiv cu case de developare acolo. Deci asta este practic mecanismul prin care, în care se lucrează. Jocul la un moment dat, în timp ce îl dezvolți, trebuie după aceea aprobat pentru diverse console. De obicei, sau cel puțin așa era la noi, întâi trebuia să treacă build-ul de PlayStation și apoi urma Xbox-ul și la urmă urma PC-ul. Asta înseamnă că se lucrează la dezvoltarea jocului și la un moment dat jocul se duce din când în când, se duce la PlayStation și aia de la PlayStation la Sony. Aia de la Sony zic, bă, mai faceți aia, mai faceți aia, vine lista de bug-uri. Ca și structura departamentelor, există departamentul de programare, există care programează efectiv partea de joc, care face modding-ul pe engine, practic. După aia este partea de engine, dacă există așa ceva în firma respectivă. Iar apoi departamentul de grafică, practic sunt mai multe departamente, este departamentul de texturi și grafică 2D și concept art-uri și chestii de genul ăsta, care de obicei sunt oameni talentați la desen bidimensional pe hârtie, care știu să deseneze și la tabletă, în Photoshop. După aceea există departamentele de 3D, este departamentul de level design, care creează practic lumea în care se desfășoară totul, plasează unde vor începe nivelele, unde vor fi plasate AI-uri, tot felul de chestii de genul ăsta. Level design-ul lucrează foarte strâns cu game designerul. Game designerul este cel care gândește, să zic așa, flow-ul misiunilor și quest-urile pe care trebuie să le faci și chestii de genul ăsta. Apoi este departamentul 3D care modelează tridimensional mașini, personaje, face cutscene-uri, face animațiile la personaje,
și treburi de genul ăsta. Cam asta a fost pe scurt povestea mea despre jocuri și cam ce înseamnă să lucrezi în industria asta, cam care sunt cerințele, cam care sunt departamentele, care este workflow-ul de producție acum. Eu am încercat să o țin cât mai scurt, habar n-am cât va ieși filmul ăsta, dar sper că vă este de folos celor care sunteți interesați de acest domeniu și, bineînțeles, dacă veți fi interesați, eu voi discuta mai mult comentarii. Deci dacă sunteți interesați de mai multe detalii pe anumite chestii specifice, dați comentarii jos și eu o să vă răspund. Asta a fost pentru astăzi, sper că veți găsi acest film mult mai util decât altele și v-am salutat, ne vedem la următorul vlog. Pa, pa!